Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Grecu, bine v-am regăsit la arenă. Chiar dacă mai avem până la 8 martie, am decis să vă prezentăm astăzi unul dintre cele mai ambițioase proiecte sportive apărute în Moldova Independentă, și anume Clubul Sportiv Feminin Femina. Trei echipe deja create la trei probe sportive diferite și alte câteva formații care își așteaptă apariția. Asta înseamnă astăzi Femina, un club sportiv care își propune să domine sportul național feminin în probele pe echipe. Ca să nu vorbesc mult, îi vom lăsa pe reprezentanții clubului să spună mai multe, nu înainte de a-i prezenta. Așadar, în această seară la arena au venit două dintre liderele echipelor de handbal, respectiv de rugby, Anastasia Bostănaru și Cristina Popescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine am găsit! Și bineînțeles, nu se putea fără inițiatorul ideii și președintele clubului, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai, și bine ai venit la arena! Bună seara! Toți trei în premier! Bună seara! Așadar, sportul feminin din Moldova și-a trecut o nouă filă în istorie după ce anul trecut a fost lansat primul club sportiv dedicat în exclusivitate femeilor. Istoria clubului Femina Sport a început pe 19 septembrie 2011, atunci când proiectul a fost lansat de un grup de tineri. Femina este primul club sportiv în exclusivitate dedicat reprezentantelor sexului frumos din Moldova. Femina este un proiect destul de amplu, este un proiect întâi sportiv, însă totodată este și un proiect cu caracter social și de a ajutora unele fetițe de a face sport de performanță. Este o idee cât de a mea personală, cât și inspirată de prin alte țări. Femina Sport a lansat la 1 octombrie 3 echipe de handbal, basket și rugby, toate trei legitimate cu acte în regulă în ligile naționale ale Moldovei. Oficialii se pregătesc de lansarea în perioada 2012-2013 a altor 7 echipe de fotbal, rugby pe plajă, fotbal în sală, fotbal pe plajă, fotbal tenis, volei și volei pe plajă. E un proiect fondat de tineri profesioniști entuziasmați care au făcut un lucru foarte bun, care au creat toate condițiile ca noi să fim printre campionii Moldovei. M-am acceptat încă văd o perspectivă la grupul acesta și cred că o să avem numai succes. Echipele clubului Femina sunt antrenate de tehnicieni cu renume în Moldova. La basket antrenor este Alexandru Șestopal, iar echipa de rugby este condusă chiar de președintele Federației de Profil, Vasile Revenco. De mult trebuia în Republica Moldova să apară așa proiecte, pentru că au venit băieți tineri care ambițioși, care vreau ceva să facă. Vom veni și noi cu suport, nu numai financiar, dar și suport tehnic, tactic. Succesele Femina Sport nu au întârziat să apară. Echipa de basket a cucerit primul trofeu, Cupa Moldovei, după ce a învins finală formația Politehnica. În clubul Femina Sport activează deja aproximativ 70 de persoane. Pentru întreținerea echipelor din cadrul clubului se cheltuie aproximativ 10.000 de lei lunar. Așadar, aceasta a fost povestea clubului Femina. Mihai, prima întrebare pentru tine. Cum ai reușit să cooptezi în club așa nume mari cum sunt Șestopal, cum sunt Revenco? Pentru că sunt niște oameni importanți în sporturile lor. Da, bănuiesc că trebuie să ai bani ca să duci așa oameni. Nu, trebuie să te contrazic aici. Noi nu plătim niciun salariu la ora actuală. Toți o fac din simpla plăcere, din faptul că clubul a atras fete cu renume care au dorit să devină campioane, și însă și acest fapt i-a atras și pe antrenori. Pentru că sportul feminin a suferit în ultimii ani în Republica Moldova și antrenorii n-aveau oportunitatea să antreneze echipe feminine. Și cât crezi că vor sta așa pe entuziasm? Sigur, întotdeauna entuziasmul mai și moare. Noi sperăm ca prin performanțele care am putea să le creăm în acest sezon să putem să găsim unii sponsori să începem o campanie și de a achita unele salarii. Bine, dar oricum aveți niște cheltuieli, bănuiesc, pentru deplasare, pentru chiria sălilor, așa mai departe. Dar sunt din bani. Noi am creat chiar de la început un club de cotizanți. Suntem mai mulți tineri care punem câte o cotizație, câte 500, câte 600 de lei lunar, din care practic este existența clubului. Nu avem încă sponsor, nu avem parte de ajutor nici din partea federațiilor. Sunt unele programe străine care ar trebui implementate prin federațiile naționale, însă au cam uitat de noi. Și doar prin aceste cotizații noi existăm astăzi.
Am văzut că și pe domnul Revenco și pe domnul Șestopal erau foarte încântați de aceste echipe pe care, da, de proiecte, de aceste echipe pe care le pregătesc. Probabil vor veni și ei cu anumite... Da, din partea domnului Revenco chiar avem... Proiecte, poate chiar și financiare. Da, din partea domnului Revenco avem asigurarea dumnealui că va petrece echipa la campionatul României, fiindcă în Republica Moldova încă nu este un asemenea campionat pentru rugby, și partea financiară, de asemenea, tot federația o va sprijini. Aceasta din considerentele că majoritatea fetelor din echipa feminină la rugby sunt componente ale lotului național. Și este și de datoria federației să-și ajute componentele lotului național. Da. Cristina, Anastasia, voi tot din plăcere doar faceți sport. Nu aveți un salariu, nu aveți onorariu pentru meciuri sau aveți? Nu, noi jucăm doar din plăcere, plăcerea de a face performanță și pentru noi la moment nici nu este important să primim acel onorariu. Eu cred că banii ar trebui să primească în primul rând antrenorii, pentru că ei se pregătesc și se pregătesc ca și pentru un lucru de 8 ore când vin la antrenamente și cred că ei în primul rând trebuie să primească salariu. Și apoi să ne gândim și la noi, pentru că de când fac sport niciodată nu am primit bani și nici nu am pretins la asta. Dar crezi că e posibil să faci sport de performanță fără bani? În general, nu. Dar dacă m-am obișnuit așa de mică, până când nu am... În general, fetele nu au de gând să ceară bani, atâta timp cât noi știm că cei care fac și mai mult, nici ei nu au bani. Cristina? O să spun că fac sport de performanță de 3 ani, de când sunt în lotul național. N-aș spune că trăiesc pe salariu, când am din asta salariu. E o plăcere pentru mine. Când sunt la antrenamente, sunt la competiții, e o plăcere. Suntem în colectiv, e un timp plăcut, petrecut împreună. Nu pretind la salariu, nu. Bine, dar voi când auziți că undeva în alte țări, sportivele care fac handball, care fac basket, care fac rugby, au salarii la echipele să luăm de și punctul economic al țărilor care salarii care le permit foarte mult. Da, sunt țările care sunt în alte dezvoltate, ele doar trăiesc din salariul care îl au. Din antrenamente, din sport care îl fac, trăiesc din asta. Noi suntem Republica Moldova. Până când facem din plăcere. Deci nu știți cum peste un an sau mai puțin o să avem și salariile noastre. Ajungem la un nivel mai dezvoltat. Dar până atunci din ce trăiți? Până atunci? Păi, De exemplu la handball, componentele lotului feminin sunt, majoritatea sunt eleve din clasa 12, 10 sau 11. Cu mici excepții sunt fete care învață la universitate și cele care deja au finisat universitatea lucrează. Cum putem pretinde la salariu atunci când federația nu are bani nici măcar să organizeze campionat, mai mult decât un campionat pe an? Într-o țară, dacă vrei să te dezvolți, trebuie să ai cât mai multe campionate și doar cu campionatul național nu este suficient. Și să mai spun de faptul că nu se convoacă deja al doilea an național a Moldovei, ea nu există pentru că... La handball. La handball. Nu există bani. Și este un campionat european printre țările mici, în care handball este în fază de dezvoltare, la care noi am putea participa și am putea face și o figură frumoasă, dar nu sunt bani pentru a convoca național și pentru a participa la acest campionat. Bărbații la masculin chiar au câștigat trofeul... Da. Și fetele au în palmares... Challenge trofei. Da. Fetele au în palmares un bronz câștigat în 2010 și eu cred că avem reale șanse să, în acest an, măcar locul 3 să luăm. Dar problema financiară... Chiar cum e, domnule Burciu, cu Federația de Rugby, parcă domnul Revenco, el fiind președinte, da? Dacă nu greșesc, da. Chiar antrenează echipa. Însă la handball nu aveți nici... Adică nu ați găsit limba numitor comun chiar cu toate federațiile. Nu, Federația de Handball avem o comunicare destul de bună, însă ei nu ne ajută pe nimeni, nu doar echipa noastră, nu este o problemă doar cu echipa noastră, însă și partea feminină nu este o prioritate încă pentru Federația Moldovenească de Handball.
nici pentru partea masculină nu este întotdeauna prea bine, fiindcă abia acum anul ăsta ce s-a implementat unii sponsori ca să ajungă să participe la Challenge Trophy. Oarecum sunt unele promisiuni că vor participa la unele programe peste hotare. Federația Internațională de Handbal a inițiat un program, SMART, dacă nu mă înșel se numește, pentru a ajuta țările mici și în special partea feminină a handbalului. Și secretarul general, domnul Nicolae Vizitiu, a promis că se va angaja să aducă și în Republica Moldova acest program pentru ca echipele de handbal feminin să poată să aibă cel puțin utilajul sportiv necesar, mingi și echipamente și altele, cel puțin pentru a se antrena. Mi-amintesc că ați avut și niște probleme, ceva cu disputarea unui meci în campionat. Da, s-a petrecut chiar săptămâna în curs și nu există săli în capitală unde să putem să jucăm și sălile care sunt, federația nu le omologează și cele care sunt, alții care sunt administratori asupra lor, nu le dă tocmai clubului nostru. Și în special este vorba de școala numărul 2 de handbal, care este o școală municipală care aparține de primăria Chișinău și cu atât mai mult ne-a supărat faptul că luând după topul național al echipelor de handbal feminin, femina stă cel mai bine în acest top din Chișinău. Și cred că ar fi fost o prioritate pentru autoritățile locale să-și ajute sportul local. Pentru că din experiența de peste hotare pe care o am, întotdeauna autoritățile locale aveau oarecă un orgoliu față de vecinii lor de județ, de provincii. Dar n-ați vorbit cu ăștia de la primărie? Care... Cine acum e responsabil de sport? Cândva era domnul Ilie Chertoac, care era și la Ministerul Sportului și se angaja de ambele părți direcții sportive. Primăria mai are vreo direcție? Acum nu știu. N-ați fost să discutați? Am trimis în două rânduri de mersuri și nu am primit niciunul și deja săptămâna aceasta, după ce s-a întâmplat problema cu meciul care nu am putut juca, am trimis deja domnului Chertoac un demers oficial și așteptăm un răspuns. Da, pentru prima dată dumnealui. Pentru primar? Da, pentru primar. Chertoacă primar, da. Mulți. Domnul Chertoacă primar. Și așteptăm un răspuns, fiindcă cred că este și de competența sa. Dar până acum câte ați trimis? 3? Am trimis 3, dar pentru directorul de învățământ. Să mai trimiteți vreo 30 până să primiți un răspuns, probabil. Sau până atunci să jucăm pe la Bălți, pe la Cimișlia, pe la Cahol, unde ne primește ca bune gazde. Și ce credeți că vă ajută primăria? Noi nu dorim să ne ajute. Solicitarea noastră... Măcar să vă ofere sală de... Sala de la o școală sportivă care aparține municipalității. Și care este de handbal. De handbal. Exact, noi nu dorim un ajutor, dorim să se înțeleagă corect. Noi achităm. Păi nu pot să înțeleg. Păi și sala asta e ocupată non-stop sau cum? Aici este marea noastră supărare că este ocupată non-stop de echipe de fotbal în sală. Adică joacă, vin, plătesc și joacă acolo. Exact. Și noi am propus acestei administrații că le achităm aceeași remunerare pe care o fac aceste echipe de fotbal în sală. Și să ne o dea nouă, că suntem totuși echipă de handbal. Da, trebuie de verificat și cât plătesc aceste școli sportive în bugetul statului din banii pe care îi câștigă din chiria sălilor. Dacă se plătește. Cu alte organizații cum colaborați? Comitetul Olimpic? Ministerul Tineretului și Sportului? Ați ajuns și pe acolo? Încă nu am ajuns, cred că vom ajunge, fiindcă și aici mai trecem încă o supărare în lista noastră de supărări. Fiindcă s-a disputat campionatul național la basket feminin, ați anunțat mai înainte că am devenit campion și nu a fost niciun reprezentant prezent la finală. Și totodată, chiar după finala noastră, s-a jucat și finala masculină și nici acolo. Noi ne gândeam că poate partea feminină nu este așa de prioritară pentru membrii ministerului, însă s-a văzut că nici la partea masculină, deci basketul nu interesează. Și este trist. Pentru că ne așteptam ca la, cel puțin la ceremonia de premiere, a echipelor să fie un reprezentant, să fie mai o onoare pentru jucătoare. Probabil asta se întâmplă și din cauza că sporturile noastre de echipe nu prea au rezultate pe arena internațională. Pentru că la alte genuri, de exemplu, luptele libere, campionatul s-a desfășurat acum 2 sau 3 săptămâni, au fost toți și de la departament, de la minister și de la Comitetul Olimpic. Comitetul Olimpic, cum stați?
de acolo ați fost? Nu am fost, fiindcă doar rugby-ul este o probă care ar interesa Comitetul Național Olimpic, fiindcă deja va fi trecut în revista Jocurilor Olimpice. De ce handball feminin, basketul feminin nu face parte din programul Olimpiadei? Având în vedere că președintele Federației de Handbal este și membru al Comitetului Național Olimpic... Este chiar vicepreședinte al Comitetului Național Exact, Olimpic, domnul Piatac. Da, ne așteptam ca dumnealui să se implice mai mult în dezvoltarea handbalului feminin, dumnealui știind că nu există un lot național feminin, nici Under 21, nici mai mic și nici selecționat absolută. Însă, după ultimele probleme care apar tot mai des și mai ales în drumul clubului nostru, cred că ne vom adresa și la Comitetul Național Olimpic. Pentru că dacă celelalte echipe care ne sunt adversare nouă în campionatul național, atât la basket cât și la handbal, nu sunt implicate în a căuta soluții, noi dorim să ne implicăm, fiindcă dorim și o participare în cupele europene cu echipa de handbal și cu echipa de basket de asemenea și este datoria noastră să căutăm orice soluție. Da. Primul trofeu după doar 3 luni de activitate, Femina Chișinău a devenit la sfârșitul anului trecut noua deținătoare a Cupei Moldovei la basket feminin. Femina Chișinău a cucerit pentru prima dată Cupa Moldovei la basket feminin doar după 3 luni de la fondarea echipei. În finală, formația antrenată de Alexandru Șestopala a învins fără mare dificultate echipa Politech Chișinău, care reprezintă Universitatea Tehnică a Moldovei. Scorul final al partidei a fost de 52-35. Scorul arată că ușor, deci a fost mai ușor față de jocul precedent. Ne-am mobilizat de la bun început. Amadorul echipei, clar că campionatul Republicii Moldova, care mai avem de jucat, încă returul. Femina a dominat clar toată partida după primele două reprize, având un avantaj de 20 de puncte, scor 36-16. De cealaltă parte, studentele de la UTM au recunoscut că norocul nu a fost de partea lor. Не забивали, промахнулись, очень много промахов. Хотя мы выиграли у них подбор, мы в защите хорошо играли, но мы не забивали свое. Это не они выиграли, это мы проиграли. Învingătoarele, dar și finalistele au fost premiate cu medalii și diplome. Clubul Femina și-a trecut în cont astfel primul trofeu din Palma. Mares. Ce spuneți, domnul președinte? Nu, despre unele declarații, că și în campionatul de basket sunt unele adversare care nu ne văd cu ochi foarte buni, însă așa este în sport, trebuie să fie o concurență pozitivă. Dar cum e posibil, după 3 luni de zile, deja să fiți deținătoarea cupei? Noi chiar de la început, atât la handbal cât și la basket, am spus că dacă ne pornim pe un drum, dorim să ajungem să facem și performanță. Pentru că, cum am mai spus, nu avem sponsori și dăm din banii noștri. Iar noi trebuie... Dar celelalte echipe au sponsori? Câte echipe au sponsori? Acum la basket sunt 6 echipe în campionat, la handbal sunt 4 echipe. Bine, ne oprim la basket, deocamdată. Așa, sunt 6 echipe. Și celelalte echipe au sponsori, au bani? Celelalte echipe, 5, sunt toate cluburi universitare. Și automat plătește universitățile. Nu le mai plătește universitatea nimic. Logic, nu le plătește salarii, însă... Primesc automat un colocviu și un examen și fetele sunt super fericite. Da, din partea asta, da, dar au sală, au echipament. Unele din ele nu trebuie să-și plătească contractul pentru că joacă pentru echipa universității. Și asta deja este un stimulant foarte bun. Sigur, și ce știu eu, chiar profesorii sau șefii de catedre de sport selectează studentele care practică diferite genuri de sport și le înscriu la facultate, la o anumită universitate, da, ca să aibă echipă acolo, așa să aibă echipă bună. Da, sunt și astfel de practici. E modelul american. Adică fetele... Preluat de moldoveni, dar așa, mai neoficial. Nu se fac drafturi cum în America. Prelua moldovenește, da, de moldovenește. Da, așa, la jumătate de măsură. Da, noi practic suntem singurul club privat. Deci celelalte sunt toate cluburi universitare. Nu interesează că au de plătit chirie la sală sau de făcut transport. Da, multe universități au și sălile lor. Exact. Și este mult mai simplu să-și desfășoare activitatea. Este mai simplu pentru ele, da. Dar transportul, iarăși, fiecare și universitate... Și de ce nu găsiți o școală? De exemplu, această școală sportivă numărul 2. Faceți un contract și
vă antrenați și vă pregătiți? Noi am dorit să facem și acest lucru. Însă școala numărul 2 de handbal anul trecut avea o echipă de handbal. Am dat un exemplu. Și vă pot explica de ce nu. Și au refuzat. Din cauza că ei aveau o echipă de handbal și dorea să fie mai bună ca a noastră. De aici s-a ajuns un conflict iscat. Feminină? Da. Iscat tocmai de dumnealor și până la urmă fetele de acolo au ajuns la noi. A, deci le-ați preluat. Da, noi le-am transferat. Păi dar se transferă ca în fotbal, cu contraplată? Sau... Contraplată. Da. Și din cât ați plătit? Cât costă un transfer în handbal? 500 de lei de fiecare jucătoare. Și aici sunt unele regulamente care încă nu am reușit să le deslușesc cu bine. A încercat domnul secretar general al Federației de Handbal să ne explice. Noi am achitat câte 500 de lei pentru transferul de la echipă fără contract la echipă cu contract. Adică noi suntem o echipă care facem contract la jucătoare, dar ele au venit de la o echipă care nu aveau contract. Și există și așa criteriu. Și aici se achită doar 500 de lei. Însă dacă noi am fi transferat jucătoare de la echipă cu contract la echipă cu contract, am fi achitat 1000 de lei. Bine, dar dacă nu avea contract, cum poți să cumperi ceva ce nu există? Oficial, pe hârtie nu există. Cum poți să cumperi ceva care nu figurează nicăieri? Eu asta nu exact, noi am fost supuși să achităm taxe de transfer. Păi cu ea? Federației. Ah, Federației. Asta e altceva. Pentru că dacă este stipulat într-un regulament al federației, trebuie să plătești o anumită sumă pentru transfer, pentru că și la fotbal așa. Da. Trebuie să dai o anumită sumă, nu știu, pe 50 de euro, să nu mai țin minte cât, de la o echipă la altă. Nu, aici sunt de acord, însă nu înțeleg de la contract sau și oricum, fără contract. Și oricum, da, aveți dreptate până la urmă. Că dacă nu există contract, fine, poți să iei un om de pe drum și îl aduci și îl legitimezi. Același lucru putem să spunem că noi n-am transferat-o, ci am luat-o de pe stradă și am propus, vrei să joci handbal sau nu. Da. Asta este. Luăm acum o scurtă pauză publicitară, revenim imediat în studiu. Vorbim în această seară la Arena despre clubul sportiv Femina, singurul club sportiv feminin din Moldova. Vorbeam de fapt despre cele trei echipe care au fost fondate până acum, de handbal, de basket, deja câștigat Cupa Moldovei și de rugby. Care ar fi următoarele echipe pe care vreți să le fondați și de unde luați bani, pentru că cheltuielile vor fi tot mai multe? Da, deocamdată stă în lista la celelalte genuri de sport. Deocamdată stă în lista de așteptare celelalte genuri de sport. Am dori cu fetele care deja le avem de la handbal să facem și o echipă de handbal plajă pentru a participa la vară la unele turnee. Practic nu trebuie să facem alte selecții decât din ceea ce deja avem. De asemenea, cu echipa de rugby, același lucru. Noi deja am făcut luna trecută și o echipă de fotbal tenis. Este o nouă probă apărută prin Moldova și lotul național feminin chiar are rezultate bune. Și am participat deja la un turneu național, a fost o cupă regională. Și cu această echipă dorim să facem, practic este un pilon a viitoarei echipe de fotbal în sală. Și feminin. Feminin, da. Toate sunt feminine. Dar avem campionat feminin de fotbal în sală? Se va face. A promis că poate în toamna anului viitor. Și de aceasta nici nu ne grăbim, că nu are rost, că nu avem unde să participăm. Însă sunt în lista noastră de a dezvolta clubul. Volei? Volei am selecționat deja mai multe jucătoare, sunt mai multe liceence din Liga Universitară din Chișinău, este o ligă unde participă liceele. Și deja vom căuta și un antrenor, însă aceasta deja pe la sfârșitul lunii mai, iunie, undeva în vară. De fotbal să te întreb? Sau de fotbal nu mă întreba, pentru că numai ce am plecat din fotbal și cred că nu vreau să mă mai întorc. Ce, chiar nu vrei să revii deloc în fotbal? Nu cred. Ca jucător deja m-am lăsat de 4 ani și ca parte managerială am de avut ce? Unele... Pentru că sunt mulți bani puși fără cap. Pentru că eu am fost la un club din Republica Moldova unde bani există și, sincer, dacă ar fi fost manager cu ideile mele sau cu mai multe idei și decât ale mele, se putea face mult mai multă performanță. Însă am rămas foarte trist pentru că au fost oameni neprofesioniști și de asta am rămas și trist. Pentru că dacă aș fi avut acea sumă de bani la Femina,
Astăzi poate dumneavoastră ați fi prezentat la jurnalul de știri o participare în challenge la handball sau la Eurobasket sau la alte turnee. În schimb, se aruncă prin fotbal pentru echipe de subsolul clasamentului. Da, am vorbit de basket. Urmează să vorbim puțin despre handball. Patru echipe în Anastasia, da? În campionat. Patru echipe în campionatul intern și eu pot să explic de ce sunt doar patru. Echipe de handball mai sunt. Însă a fost o taxă de participare pentru acest campionat național și nu toate cluburile și-o permit. Și de aceea s-au organizat doar cu patru echipe. A mai fost o echipă care a vrut să participe. 5.000 de lei. Nu este foarte mare, însă pentru o echipă de handbal care se adună câteva fete care vor să joace handbal și un antrenor care este entuziasmat să le antreneze, nu ai de unde să le scoți. Și unde merg banii ăștia, 5.000 de lei? La federație. La federația suportă unele cheltuieli? Măcar arbitrajul? Federația suportă arbitrajul, însă arbitrajul nu-l suportă însă și federația, fiindcă vine din partea Ministerului Tineretului și Sportului, e plata pentru arbitraj. A, deci ăștia sunt niște bani, deci sunt niște bani care federația... Ce face federația? Să sperăm că vor da ca premii. Alocă cel puțin la lotul național masculin. Pentru că ca premii... Bine, dar banii vin de la echipele feminine. Da. Deci suntem patru echipe, ori cinci, se adună câțiva bani și la sfârșit de campionat nu cred că vor acorda premii în valoare de 5.000 de lei. Din experiența mea, deja am participat la două etape de premiere. Dacă la prima s-a acordat bani, doi ani după, în 2009 s-au acordat niște premii bănești cluburilor, în 2010 și 2011 nu s-a acordat nimic în afară de medalii și diplome. Tu de câți ani faci? 9. Humble? De 9 ani. Da. Ea este una dintre veteranele echipei noastre. Eu sunt. De 9 ani de când faci handball, a fost în handballul nostru un caz când o jucătoare a ajuns undeva la o echipă tare de pe Sihotare și într-adevăr a făcut bani, a câștigat bani din handball? Sunt câteva colegi din echipa Escalada care au ajuns în... au jucat pentru Oțelul Galați, după care au ajuns în Norvegia și joacă acum în Liga 2 în Norvegia. Liga 2 în Norvegia este foarte puternică. Îmi dau seama. Și în Franța este una din fete care joacă. Și deja în Polonia, o fată de la, care a jucat pentru Ulin. Și o fată joacă în Belarus. Adică dacă am participat cu echipa națională, am avea de unde să adunăm o echipă bunicică, așa. De fapt, fetele acestea care joacă pe Sihotari au fost și baza echipei naționale în 2010. De aceea și-au adus un rezultat frumos. Eu zic că în acest an este posibil să... Și cam cât câștigă aceste fete în Norvegia, în Franța? Chiar în Liga a doua, dacă joacă. Nu aș putea să vă spun. Nu știu o sumă. Nu, nu comunicați? Suma exactă chiar nu am întrebat. Nu aș putea să vă spun. Dar ce este la noi acum, în afară de campionatul național, trebuia să se organizeze și Cupa Chișinăului, Cupa Moldovei. S-a amânat din motive financiare? Să spunem. Da, și un campionat într-un an este prea puțin. Și sunt patru echipe. Câte jocuri joci? Puține. Nu ai cum să te dezvolți. Câte meciuri joci? De câte ori se joacă? În patru tururi. Dacă sunt patru echipe, trei meciuri ca să joci fiecare. Trei meciuri în patru tururi. Și asta este puțin. Deci, 12 meciuri pe an. Ne vom vedea cu aceeași echipă. De patru ori? De patru ori. Până adversarii se satură de noi și noi de ei. Și asta nu care dezvolt. Ar fi soluția să avem măcar vreo 10 echipe, să zicem? Soluția este ca federația, în loc să câștige acei bani de pe urma echipelor, să îi aloce echipelor. Pentru că sunt unele echipe cu jucătoare mai tinere, care sunt de o vârstă și cu fetele noastre și puțin mai mici, care ar putea să participe și care au oarecare valoare și ar putea să țină pasul cu noi. Și ar fi o ligă de vreo 6 sau 8 echipe chiar. Fiindcă sunt și echipe prin unele raioane, de la Fălești, dacă nu mă înșel, da? Fălești, Ciobru, ce sunt. Și ar putea să participe, să creăm o ligă mult mai frumoasă.
fiindcă anul trecut echipa din Bălți nu a participat, iar în acest an participă și au creat o echipă destul de destoinică, care pune probleme chiar și nouă și chiar și Tiraspolului, care este campion în titlă. Și s-ar putea de făcut. Însă federația trebuie să se implice mai mult, să ajute clubul, nu să le jupoaie, să spunem așa. Pentru că taxa de 5.000 nu este mult, însă este o taxă care practic ar costa 5 etape să te deplasezi. Și 5 etape să te deplasezi, asta deja este jumătate de campionat. Jumătate de campionat. Și... Da. Asta e handball-ul nostru, din păcate. Din acest an în Moldova se va desfășura în premieră și campionatul de rugby feminin. Anunțul a fost făcut de președintele Federației de Profil, Vasile Revencu. La campionatul Moldovei de rugby 7, care se va desfășura la primăvară, vor participa 4 echipe. În primăvara anului viitor, în Moldova se va desfășura pentru prima dată campionatul mondial la rugby 7 rezervat fetelor. La prima ediție a turneului vor participa 4 formații. Echipa Universității Tehnice, echipa Academiei de Studii Economice, Femina Sport și USEFS. Ne dorim foarte mult în anul acesta ca să lansăm și campionatul Moldovei la rugby 7 feminin. Cred că în primăvara deja vor fi 4 echipe care vor participa pentru prima oară în campionatul Moldovei de rugby. Este un pas foarte important pentru că vor fi mai multe cluburi și la noi în Moldova și de asemenea vom avea un campionat intern și e foarte bine lucrul acesta. Sperăm noi cu experiența acumulată parcursul acestor ani, ca să facem față și să fim campioni. Sezonul trecut, echipa de rugby feminin OSEFS a participat în campionatul național al României, competiție pe care a câștigat-o. Da. Cristina, ce te-a făcut să practici acest sport? Rugby e mai mult un joc așa, mai dur. Pe cât știi, în Republica Moldova, rugby nu este atât de vestit. Da. Rezultat este, da. Nu e atât dezvoltat, am zis dezvoltat. Da. Deci nu se știe atât de mult. Eu, spre exemplu, rugby le-am cunoscut când am venit la universitate. Eu nici nu știam deja gen de sport. Cu colegele care și acum sunt în națională, le vedeam că ele pleacă la antrenamente, spuneau, poate încerci. M-am văzut că sunt puternică, poate încerci. E un gen de sport foarte bun. Și, uite, avem plecări, uite așa, uite așa, de ce n-aș încerca? Și nu îmi pare rău deloc. Este un gen de sport care, într-adevăr, una, spre exemplu, aș spune că mă caracteristică, deoarece am un caracter puternic și de luptător. Rugby-ul are o performanță de acum în Republica Moldova, precum vedeți că se face anul acesta și primul campionat intern. Și eu sunt sigură că o să luăm și cupa. Vrei să faci sport mare de performanță? Te gândești serios să ajungi cum a ajuns, de exemplu, Cobălaș în campionatul Angliei? Eu cred Te gândești la asta sau faci doar pentru plăcere? Am început tot din plăcere. Plăcerea se transformă încet cu încetul în performanță, pe care și normal că vreau. Să o dezvolt. Dar timpul o să arăte. Că mai este și dacă nu avem salarii, trebuie să mă întrețin. Acum, bine, până acum am fost student și de fapt și acum sunt la masterat. Mai trăiam din bursă, dar acum nu pot să trăiesc numai din bursa care o are un student. Trebuie să și lucrez. Vedem, dacă posibil să mai lucrez și să fac antrenamente, ok. Dacă nu... Bun, dar prietenii voștri, ce spun? Mergeți să faceți sport, nu primiți bani, pierdere de timp, nu vă zic. Da, sunt și tineri, sunt și reproșuri. Păi uite, pleci, te antrenezi, te distrugi într-un fel că sunt când avem și traume, da. De ce faci asta dacă nu ai nimic din asta? Păi zic, tu nu cunoști, eu am plăcere din asta, asta îmi place, asta ce fac eu îmi place, nu fac că cineva îmi spune du-te și fă. Eu asta vreau și asta fac că îmi place. Nu, n-aș spune că îmi pare rău și că am cunoscut acest gen de sport. Sunt mulțumită și chiar încântată. Începând cu antrenorul care ne-a pus bază și care ne ține unite și ne pune suflet în ceea ce facem. Însă și noi jucătoarele care ne susținem una pe alta și suntem împreună. Dar voi aveți idol ceva în sporturile pe care le practicați voi? Cum, de exemplu, eu dacă mai mult cu fotbalul, fotbaliștii vor să ajungă puștii care practică fotbalul, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, voi
ca cine vreți să ajungeți? Spre exemplu, eu nu spun pentru toate că nu cunosc, dar pentru mine n-am niciun idol. Eu vreau să ajung încet cu încetul, poate și campioană. De fapt, sunt campioana Europei. Dar, campioana Europei? Suntem, da. Am fost în anul 2010, am luat titlul campionatului european. În 2009. La rugby? Da. Cupa. Grupa. Anul 2010 am fost de acum clasate în top 12, în top 10, top 12. Și am luat locul 10. Anul acesta sunt la televizor urmăriți competițiile de handball, de rugby. Da, da, desigur. Am urmărit, au fost acum în Noua Zeelandă. Spre exemplu, am urmărit mai mult băieți campionatul, pentru că fetele nu au fost transmise în direct, băieții. Au fost meciuri tare, super și tare. Și sunt sigură că să le cunoaștem acum anul acesta, când o să dăm ochii cu ele, le arătăm, le dăm de revanșă. Eu, de exemplu, de când urmăresc sportul, țin minte un singur rugbyist. Lomu era la Noua Zeelandă. Îl ții minte? Uh-huh. Era un munte de om. Acum la noi... Și Haka, celebra Haka. Da. Este ceva special, ceva deosebit, senzațional. Acum, urmăresc cu plăcere, pot să mă uit așa, pot să deschid pe YouTube să mă uit la Haka. Acum cred că la noi, în Republica Moldova, l-avem sus pe Cobolaș. Care da, este o realizare fantastică să ajungi în Premier League în Anglia. Ceva deosebit. Anastasia. Ne-ai întrebat mai devreme dacă ce spun de prietenii idol. Noștri. Ce spun prietenii noștri când ne ocupăm în prietenii. În general, prietenii mei se mândresc cu mine că eu încă am rămas. Foarte multe generații de fete au părăsit handball și eu tot rămâneam cu generațiile mai tinere. Și permanent mă întrebau de ce tu rămâi dacă... Dacă n-ai avut o ofertă să pleci tu la... Mi s-a propus odată să plec. O echipă mai mare. Afară. În Belarus, dar eram în... să mă vadă cineva. Eram în probe, dar eram la momentul în care nu puteam să renunț, să plec din țară. Era o problemă personală, nu puteam să plec din țară și atunci, după asta, oferta nu a mai venit. Dar nu este ceea ce așteptam. Eu primesc și acum plăcere de la sport și chiar și în campionatul nostru intern. Evident că vrem foarte mult. Și care e jucătoarea ta preferată? Ardean Elisei din România, din lot României. Îmi place foarte mult cum joacă în extrem. Ai auzit că Luminița Hutupană a revenit? Da. Sau am visat eu? Nu, a revenit. A revenit. A născut... La câți ani are? Are 37, 40, pe acolo. Nu știu exact. Cam pe acolo. Plus o naștere recentă. Da. Senzațional. Ce înseamnă dragoste pentru handball? Și la competiții, la televizor? Da, m-am uitat la campionatul din Brazilia. Mi-a plăcut foarte mult meciul din semifinale, când echipa Japonie... 40 de ani are Huțupan. 40 de ani. Manolo în cască, da. 40 de ani. Manolo Amarandi, producătorul nostru. Eu profesionist cred... de nota 10. Salutăm pe această cale. Da, la 40 de ani să revii și după ce, în urmă cu un an sau doi, ai devenit mamă, este o performanță. Este o luptătoare, o campioană, este portarul echipei naționale a României mulți ani la rând. Bine, Mihai, de unde găsești bani până la urmă? Asta e un proiect frumos, ceea ce faci tu, într-adevăr, e un lucru deosebit. Vreau să te întreb și de faptul, unde ai mai văzut așa ceva, pentru că ai spus în interviul din povestea pe care am prezentat-o în startul emisiunii, că ai mai văzut în alte țări, te-ai inspirat. Da, eu am lucrat mai mult timp în sportul spaniol și de acolo vin toate inspirațiile mele, practic, și manageriale, și de a pune în practic echipele și... Dar tu ești din România născut. Da, sunt... Căsătorit cu o moldoveancă. Sunt român, căsătorit cu o moldoveancă și am trăit cam vreo 10 ani prin Spania. Cam prin România, nu prea. Am trecut de multe ori. Și, practic, și structura clubului nostru și departamentele de funcțiune sunt o inspirație din Spania. Pentru că acolo sportul este prețuit. Și spectatorii vin cu mare dragoste la meciuri, indiferent de care probă sportivă vorbim.
până și la cele mai haioase probe de hockey pe patine în sală și tot felul de lucruri. Păi de ce acolo vin și la noi nu vin? Pentru că la noi cred că nu este o cultură sportivă și aceasta pornește însăși de la conducătorii țării care nu au o anumită cultură. Și coborând deja pe partea guvernamentală, când Ministerul Sportului nu se ocupă să cultiveze această parte a sportului, cu siguranță nici spectatorii nu vor fi atrași. Și nici promovarea nu este foarte bună. Și însă ce vorbeam noi în emisiunea de astăzi, dacă un membru a Ministerului Sportului nu vine la o finală de Cupă Națională, atunci de ce să vină un spectator care nici nu știe că se dispută acea finală? Și cred că trebuie mult să muncească funcționarii de stat pentru a dezvolta sportul și atunci vor fi și spectatori la... Dar chiar de ce crezi că nu vin ăștia de la minister? Pentru că m-am uitat pe site-ul lor, au o echipă destul de mare acum. N-are chiar cine să vină? Nu știu, aș fi dorit și eu să aflu de ce n-au fost prezenți la finală și n-au fost prezenți nici la un meci al nostru. Pentru că avem de acum petrecute aproape jumătate de campionate și la handball și la basket și încă n-a fost nimeni prezent. Sau poate au fost așa furișați ca simpli spectatori și noi nu i-am văzut. Da. Cristina, Anastasia, ce vă doriți voi? De la sport. Pentru că de la viață fiecare ne dorim multe. Fiecare avem visele noastre. Dar de la sport? Eu am o așteptare să se investească tot mai mult în sport. Pentru că până la urmă sportul este un instrument de a forma brandul de țară. Noi nu suntem foarte cunoscuți în general ca țară și dacă o să dăm cu piciorul și în sport, cu atât mai mult nu o să fim recunoscuți. Și pentru echipa voastră? Pentru echipa noastră îmi doresc foarte mult să devenim campioni. Mă scuz că te întrerup, având în vedere că la handball Tiraspol domină de vreo 7 ani campionatul național, deci nici o echipă de handball feminin nu a mai câștigat campionatul. Da, avem 7 ani... De când se... Da. Da. Avem, da. Și toate edițiile consecutive sunt câștigate de echipa din Tiraspol. Și de aceasta m-am și supărat eu cel mai mult, fiindcă autoritățile municipale nu sprijină sportul municipal, când în sfârșit există o echipă care ar putea face față celor din Tiraspol. Da. Mi-ai făcut spune la nivel național, aș spune la nivel internațional. Acum, cu toate că rugby-le, tema mea, s-a ajuns la o probă care în afara hotarilor țării noastre ajunge. Noi acum scoatem și aducem în fața lumii Republica Moldova, o țară mică care poate aduce rezultate. Cu atât mai mult aș putea spune că din partea statului să se investească în sport, că acum este o cale în care noi ducem despre dezvoltarea țării noastre. Să se uite și ei puțin la noi, să aducă investiții, cât puține măcar. Și să ajungem noi să aducem succesul cel mare în țară. Că este. Avem oameni care... Avem de unde. Este. Sunt. Da, eu sper că statul se va întoarce cu fața la sport, la sportivi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune. Am aflat astăzi foarte multe lucruri interesante despre celelalte sporturi de echipă din Moldova. Pe lângă fotbal am vorbit și despre handbal, despre basket, despre rugby. Sperăm că veți avea și un finanțator, veți găsi și un finanțator pentru că acest proiect într-adevăr este deosebit. Femina, primul club sportiv feminin din Republica Moldova. Mulțumesc încă o dată pentru participare. O seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă în continuare și telespectatorilor care ne-au urmărit. Rămâneți cu Publica TV.